Opa. E mort. La bani. En zid. Easy. Nice gang, Zac. Ți-ești tălpile tale. Bravo, băiatul meu. Așa te vreau. Nice, man. RFC. E mort. Easy. Ok. Interesant. Ok, nu contează. Da. Oh. Ok, ăștia doi bat singur. Ok. Cum am zis? Eu salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou videoclip. Numele meu este Alex, iar astăzi jucăm AD Carry. N-am jucat niciodată AD Carry pe video. Facem primul video de AD Carry. Nu uitați să apăsați butonul de like, mă ajută enorm. Să abonați la canal în caz că n-ați făcut-o încă, pentru că mâine începe sezonul de League of Legends, sezonul nou, nou-nouț. Și m-am pregătit, sunt încălzit. Nu mai sunt chiar așa de răcit, de-aia folosesc web. Mă simt mult mai bine, aia e clar. Încă un pic așa amețit în schimb. E, na. Încă un pic de tot amețit, dar în rest e ok. Bun, nu știu ce face Morgana, chiar nu s-a interesat de Q-urile ei, ce vrea să facă, să-și piardă viața, să nu-și piardă, eu o să joc la farm. O să joc de carry, cred că la început, pur și simplu, pentru că în... ok. În elo-ul ăsta, AD carry sunt slabi, rău de tot. Și joc Vayne, chiar dacă e un AD carry mega slab, chiar este destul de slab. În sensul în care scalează foarte bine în late, dar e greu să ajungi în late. Trebuie să farmezi foarte bine cu ea. Da? Trebuie să farmezi extrem de bine cu ea și să nu mori. Că e foarte ușor să mori cu ea. N-are sens să te bați la trade-uri prea multe cu Vayne. Pentru că e destul de greu să faci trade. Până și la level 3 ești destul de slab. Nice poke right there, bravo Morgana. Morgana la fel, una de carry extrem de slab. Una de carry, un support destul de slab. Spre useless chiar, am vrut și eu să fac o chestie, dar n-a ieșit. Nice singed, primul kill pe top, interesant. Nu știu cum reușești să faci first blood cu singed, dar mă rog. Mă bucur că i-a ieșit. Noi farmăm în continuare, important e să avem farm bun. Opa. Nice. Ok, Morgana îmi lovește minionii aiurea. Sper să nu mai fac asta. Încă și așa e greu să farmezi cu Vayne până la un Quiver. Primul back, deși îmi place să-mi iau boots de speed, îți trebuie un Quiver pe Vayne. Pentru că farmul tău este penibil fără nu un Quiver. Este groaznic să dai last hit-ul. Ai un damage atât de mic. Chiar ai un damage extrem de mic. E foarte nașpa. Adică, nu știu, comparativ cu Caitlyn sau, să zicem, Mefe. Uite și tu. Și attack speed-ul fiind mic este și mai greu. Nu știu dacă ai attack speed mai mic, de exemplu. Am un pic mai mare decât... Am attack speed un pic mai mare decât Samira. Ok. Am uitat să-mi iau eu acum, am realizat. Vrea să ne facă gank. Dar e și Mordekaiser aici și nu cred că câștigăm lupta. Mordekaiser e un campion extrem de puternic. Auci. I-a prins rău de tot chiar. Ok.
Venim. Heal. Nu-l vedem pe Pike, normal. Ce face Set? What the fuck? Set mid, da? Ok. Vreau să iau kill ăla. Dar la Morgana. N-am vrea să-i dau hit lui Pike, vreau să iau minioni. Dați-vă și voi cât de puțin damage am. Dar, nu știu cât îți trebuie pentru un Quiver, cred că 1300, nu? Cred că 1300, nu, pot să-l iau. Că am început longsword special pentru a putea lua un Quiver cât mai repede. Ok. Nice, dar nu, că vine Zamira. L-am luat. Stăm bine pe level. Și pe farm, aș spune. Ouch. Ok. Ouch. Ok, trebuie să ne dăm back. N-avem de ales. Pur și simplu în momentul ăsta, dacă ne dăm back, nu facem nimic, pentru că o să avem prea puțin, prea puțină mană, prea puțin level, e prea nașpa, trebuie să ne dăm back neapărat. Ok, luăm astea. Aș vrea să mai stau puțin pentru mana, dar trebuie să mă grăbesc spre lane. Ok, o să facem asta, o să mergem direct spre lane. E ok, suntem bine, avem un farm în fața ei, ceea ce nu e extraordinar, dar e bine. Ea are și ea un assist, dar a și murit odată. Pike are un kill, Morgan are un kill. Suntem super even pe bot în momentul ăsta. Ea are Vampiric Scepter, eu am Nunquiver. Nunquiver-ul e mai bun. Da? Da, era bine dacă mai puteam să stau pentru un dagger, dar e ok. Nu încui vă rămdă oricum 15% attack speed, ceea ce este... E foarte bine. O să fie mult mai ușor oricum, acum. Plus last hit-urile, oh yeah, o să fie altceva. Deja puteți, cred că, observa cât de ușor e să dai last hit în momentul ăsta. E altceva. Mi-am dat seama că farmez destul de slab. Ceea ce e ok. Dacă n-aș recunoaște asta, aș farma destul de slab în continuu. Ouch. Vedeți, ratez foarte mulți minioni pe care n-ar trebui să-i ratez. Mi-e de pai că e într-o tufă sau ceva. Uite, nu era. A, nu, vine, se duce pe top, se duce pe top, n-are treabă cu noi. Se duce pe top, probabil. Hăț! Ok. Dacă aș farma mai bine, aș fi challenger. Ok, am level 6, nu mi-e teamă. Oh. Mort? Ok. Oh. Ok, mamă, dacă nu rata. E ok, n-avem ce să facem mai mult de atât. Am luat un kill, worth. Mordecaizer a dat ignite și ultima ta pe Morgana. Din păcate nu mai pot salva odată ce e în ultima ta lui Morde. Cam asta vreau să fac sezonul ăsta, vreau să devin mult mai bun la farm, să ajung gold în solo duo, ceea ce sunt convins că pot. Nu e nici problemă, adică nu e deloc greu să ajungi gold, mai ales că am fost extrem de aproape de multe ori. Mai ușor mi-e să ajung din junglă, pentru că jungla are un impact mult mai mare pe hartă, dar dacă ești una de carry bun din punctul meu de vedere, pot să fii bun pe majoritatea lane-urilor. O să vreau să pușez și să-mi dau back. Știu că Morgana de-abia a venit și ar vrea să stea pe lane și alte chestii, dar eu nu mai am mană, plus am destul de mulți bani și dacă vreau să capitalizez pe ăsta, bine, și Zamira a luat kill. Ok, back. Back, 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 back. Nice, îmi place Morgana. Morgana e chill și ascultă. E... Nu face chestii flic-flacuri de care nu-i nevoie să le facem ca să fi dăm și să intăm, ok? Să luăm ăsta.
Ah, shit. Ok, va trebui să... Vai, damn. No, nu pot să... Pot să aștept? Mă tem că ne-am de ales. Mă tem că ne-am de ales. Pentru 4 gold e mare păcat să nu aștept. Mergem, ok. Suntem foarte bine. Acum suntem, teoretic, da, suntem în față, bine rău de tot. Pentru că am Berserker Greaves. Ea n-are Berserker. A vrut să se grăbească să ajungă pe lane. Plus că am un level în față, pe care în momentul ăsta îl pierd când nu mai am minion, dar e ok. Pierd un wave. N-avem ce să fac. Dacă nu dai back, deși... wave state-ul, adică wave-ul nu e bun de dat back și alte chestii, n-ai pușat și pierzi minioni. Uneori e ok, pierzi, dar în momentul în care vin pe lane, vin mult mai puternic. Ceea ce o să-mi permită să câștig luptele. Adică noi acum dacă ne batem 1v1 cu ei, 2v2, pardon, batem. Opa. E mort. Nice, oh, cât de aproape. E mort de Kaiser? Da. Da, e ok, îl văd. Îl văd. Nu, no, nu pot să stau, pentru că dacă îmi dă ultimata e GG. Mai bine dăm back, oricum am dat shav la wave. Frumos! Uite, de-aia îți dai back, pentru că eu să încerci să facă ceva bine că am pus ward-ul ăla acolo. Cred că eu l-am pus, din sigur, dar e worth. Vayne, v-am zis, e un campion foarte slab early. Dacă reușești să ai un 2-0, hai de capul meu. În late game o să fii monstru. Au Zion, au Mordekaiser, au set. Deci Vayne este foarte, foarte bună în match-ul ăsta. Este perfectă, aș spune. Orice de carry e bun. Dar Vayne, cu true damage-ul ei, mai ales dacă au Mundo, o ai de capul meu. Dacă au Mundo și tu ai Vayne sau Kog'Maw, is juicy, man. Juicy AF. Ok, din nou, nu ne interesează. Bine, dacă tot e aici și vrea să îmi dea un pic de damage for free, mă bat cu el. Ok, ratez un pic de minioni. Să pun un ward. Ok. M-a prins, din păcate. Trebuie să-i dau 2 la E. Ok, am poțiuni, nu e panică mare. Și ea cred că are tot 2, da. Dar tot în fața ei la bani. N Zid. Easy. Nice gang, Zac. Ți-ești tălpili tale. Bravo, băiatul meu. Așa te vreau. Nice, man. Nice, Morgana. Nice. Oh, doamne, ce frumos e când ai un suport bun. N-aveți habar. De botlane-ul e foarte satisfying. Să joci de carry, mai ales când e un... Ok, nu. Să joci de carry, mai ales când știi cât de greu e rolul. Și să înveți una de carry sau... Oh. Oh, nu. Nu, no, dacă vin, îmi dă one shot, gen. Nu-l batem. Nu, no, e prea low. Și n-am multa. Dacă aveam, da, mă băgam, dar... Nu, no, îi fidăm. Nu, îi fidăm. Nu vreau să-i fidăm. N-are sens. A venit și Pike, e 3v2. Ok, sunt și eu pe drum acum. Acum mai batem dacă ne băgăm, dar trebuie să ajung și eu. Am full immortal shield, bă, îi bat pe toți 3. Ok, nice. Nice, băieți, bravo. Ok, Immortal Shield Bow, primul item. RFC. E mort. Easy. Ok. Interesant. Ok, nu contează. Runele, chiar o să fac un video, am zis de mai multe ori că o să o fac, deși n-am făcut-o încă. Pentru rune, Conqueror, Little Tempo și runele de mage, și alea mi se pare importante, normal. Dar mai ales astea de AD sunt mai un pic mai confusing, gen. Când e Little Tempo, când e Conqueror.
În principiu, îi tăltem pe ei când vrei attack speed pe campioni cum e Vayne, pentru că ai W și vrei să-l stachezi cât mai repede posibil. Am ultimat, dar nu mi-e frică. Ok, chiar a venit set. Ouch. No, am jucat foarte prost, n-am dat dodge-uri. Damn, n-am dat dodge-uri. Nu mă așteptam să vină chiar toți. Adică ok, știam că vine set și-l bat, dar nu știam că o să vină toți. În principiu, primele 3 iteme de damage pe care sunt mandatory din punctul meu de vedere, adică ai nevoie de rest 100%. Fără astea 3 iteme, Vayne nu performează. Ai nevoie de Immortal Shield Bow, Ginsor Rageblade și Blade of the Ruined King. După ce le ai pe astea 3, devii o mașină. Ai lifesteal, ai attack speed, ai damage. Ai absolut tot ceea ce îți trebuie după ce ai itemele astea 3. După ce ți-ai luat astea 3, poți să începi să construiești iteme defensive pe Vayne, cum ar fi Wit's End, dacă am probleme cu Mordekaiser. După, un item foarte bun era Undoing's Omen, pentru că îl activezi, le dai slow la toți, boom, te miști mult mai repede decât ei. Boom, ai reduce incoming damage from attacks dacă au mulți AD, da? Au Zamira, e foarte bun item pentru Zamira dacă nu vreau să mă bată, da? Adică, acum cu Rage Blade-ul, damage-ul meu este bun de tot. Nu că n-a fost până acum sau ceva, dar acum e și mai bun. Ok, luăm primul nostru dragon, deci nu e terminat, da? Adică nu e total over sau ceva. Dar gen e greu să le mai bat acum, sunt de 10 ori mai fidat decât Zamira și a luat niște buți foarte speciali, văd. E speriată de AP-ul din echipa noastră. Ceea ce cumva înțeleg, că până în vedere că avem și un Singe care să-i dea perma slow cu Realize. Ok, să punem warduri. Op, morde. Bună. Opa, vine. Fugi, că e și set. Fugi, Morgana, că e și set. Trebuie să-l bat pe ăsta. Doamne, Morgana. Fata Morgana. Outplays for the days. Am ratat Kenon-ul, bro. Am ratat Kenon-ul. Da, e pe aici undeva, sau nu? Ok. Da, era clasic ceea ce voia el să facă acolo. Ok. Stăm bine pe farm, 116, nu stăm fenomenal. Se putea de 10 ori mai bine, dar e ok. Am de vedere cât de greu e să faci wave clear cu Vayne din punctul meu de vedere. Și las hiturile de la început. Acolo se pierde mult din punctul meu de vedere. Aici nu pierd atât de mult. Dar la început pierzi foarte, foarte mult farm, da? Acolo mi se pare că e nașpa. Ok, nu. Ne retragem un pic. Putem să punem un ward în, aici să știm sigur unde sunt ei. Putem să stăm bot. Ideea e că e greu să le dai haras sub turn. Oh shit. E mort ăsta? Ok. Cred că îi omorâm imediat. Da. Oh. Ok, pot să mă duc pe aici, ok. E ok, am luat double, cred că dăm și turnul. Da, îl dăm. Îmi plac mulți AD carry, dar Vayne din punct... Vayne e preferata mea, nu știu, pur și simplu. E playstyle-ul ei și... Ok, mor de căzera acolo. Playstyle-ul ei e foarte tare. Sincer, e foarte, foarte fun să joci main. Îmi place foarte, foarte mult să joc cu ea. Ok, o să ne dăm back pentru că avem foarte mulți bani. Am făcut foarte mulți bani după lupta asta de pe bot. O să luăm astea și cred că dacă vând... Nu, tot n-am bani, ok, atunci nu vând. Atunci rămânem cu poțiunile în mână. Se pare că...
Zac fuge de cineva în junglă. Oricum e momentan arată extrem de bine. Acum e cam over. Vein 8-1. E greu. Minutul 20 dacă ai dat-o. Adică e foarte ușor să nu fii despre Vein din punctul meu de vedere. Pentru că trebuie doar să nu joci ca un idiot. Vein n-are ce să facă efectiv. Dacă da, a venit Zac și ne-a ajutat. Că nu făceam atâtea kill-uri. Vein este extrem de slabă în late. La level 6 poți să faci niște chestii, dar trebuie să joci extrem de bine. Să dai dodge la chestii. Ceea ce e ok. Okay. Îi chill. Dacă nu mai vine al treilea, apoi ăștia doi bat singur. Ok. Cum am zis? Cum am zis? Mulțumesc, Esu, că ai venit să-mi iei farmă. Deci, cum am zis, puteau să vină doar ei doi, nu aveau ce să-mi facă, trebuia să mai vină al treilea. De al treilea mi-era frică, dar având în vedere că n-am văzut pe nimeni. Ei au văzut-o greedy, gen, a, ok, o batem, e solo, știi? But it's not the case. Not with Vein. Hai să luăm și inhibul, deși e cam de vreme din punctul meu de vedere să e inhibitor. Câștigăm prea rău ca să mai conteze. Ok, nu putem să dăm end. Dar trebuie să ne retragem, Hai să luăm asta. Ok, vin eu să-l dau. Easy. Da, mă, că tier 2 de pe top ne interesează pe noi acum. Noi dăm al doilea inhibitor, dar stăm după tier 2 de pe top. Ok. Yasuo are un build penal pentru Yasuo mid, dar e ok. Ar trebui să uite la clipurile mele să înveți un pic. Ok, Blade of the Ruin King, al treilea item. Și de aici începem să construim chestii defensive. Versus Mordekaiser, pentru că există riscul să te bată. Deși nu mi-e teamă, pot să-mi iau ori ăsta, ori pot să-mi iau Quicksilver. În principiu Quicksilver ar fi cel mai bun. Având în vedere că nu-i fidat deloc. Chiar nu-i fidat, adică Mordekaiser e a bit of a joke. A tiny bit of a joke. Deci, hai să facem Quicksilver. Ideea e că există riscul, pentru că în ultimatele se fură statusurile. Și eu am statusuri foarte mari. Nu l-a ajutat de mult, că nu-i trebuie attack damage lui. Da, știi ce zic, e mai bine să nu. Ok. Mai bine să nu. Thank you. Nu știu ce le dau emote-ul ăla. Cred că îl fac din greșeală. Pur și simplu e din obișnuință. Dar nu e emote-ul pe care vreau să-l dau. Am multe alte emote-uri mult mai șmechere. Ok, Pike aici care face el o chestie. N-are E. Are W în schimb. E ok. Ouch, am ratat Cannon-ul. Nu-i nimic. Vreau să mă învăț să farmez mult mai bine. Farmez foarte prost. Bine, nu e așa, cum am zis, cu Zamira, de exemplu, farmam de 10 ori mai bine. Dacă nimeream eu mai devreme. Zamira farmez de 10 ori mai bine. Da, na. E ok și așa. Aproape, Pike. Foarte bună încercare. Da, cred că ești mor după, da. Ok. Păi putem să dăm end. Mă, tureta asta o luăm și pe asta. Morgana o să-i dea poke la asta în timp ce eu dau tureta. Singed 1v9. True. Ok, dăm și tureta asta, fuck it. Da, GG. Dau și mai mult damage dacă mă bag în ultimată. Nice! Un match finuț, mi-a plăcut. Echipă foarte bună din nou, dar și botul. Adică se puteau baza pe bot. Chiar dacă pierdeam meciul, chiar dacă echipa mea pierdea, noi puteam să cărăm de pe bot, sincer. Meciul arăta mult prea bine. Un match foarte scurt, ceea ce îmi place, îmi plac meciurile astea, dar un match atât de scurt cu Vein, greu. O să-i dau Morgana pentru că a fost suportul meu și a jucat foarte bine. S pe Vein, nice, ar trebui în momentul ăsta să primesc un nou mastery point, am primit două onoruri. Unul de la Tilt Proof, unul Loved Playing Full Stacked
Și a pus numele meu, cred că Morgana. Nu, Morgana loved playing alongside you, full stacked era Zac. Nice, vă pup, băieții mei, vă mulțumesc. Hai să vedem cât damage am dat. Am dat ceva damage, singed, normal. A jucat foarte bine, singed, top. Dar da, cam asta e episodul. Vă mulțumesc mult de tot de vizionare. A fost un clip foarte fain. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa.